Da, merge, adică ai făcut proba de sunet? O facem acum. A, da, o facem, aude, nu? Deci, cum voiam să zic, toți proștii la Happy Fish, să-mi bat pula. Deci este toți... Eu cu Tudorică jucăm Street Fighter, pe cine întrebăm? Cred că suntem singurii care mai joacă Street Fighter în 2023. Așa. Și acum s-a aflat doi s-a aflat ce păcat are Mirică, proaspăt venit la Happy Fish. Dar, băi, Eurotrack Simulator, Baboiaș... Na, deci da. Noi am făcut mișto de Baboiaș un an de zile, bă, că plimba tirul, învârtea tirul. Nu-i asculta, parcă... nu-i asculta. Dă cu spatele. Adică, și de impulare. Baboiaș, știm de ce joacă Eurotrack Simulator, că sunt gropate prostituatele acolo la el în oraș. Dar tu de ce te-ai apucat de Euro? Adică ce, bă? Pentru că e foarte drăguț, e foarte relaxant să conduci tirul prin Europa. Ai joburi. Duci o chestie dintr-o parte în alta, conduci pe autostradă. Da, dacă Death Stranding nu v-a plăcut futuvă în gură. Că și da. Acolo livrezi pachete. Nu. Știi, mă, Death Stranding? Ba da, livrezi pachete, dar prost. Livrezi pachete prost. Adică n-ai șosele ca lumea, te blochezi pe hârtoapele, le-am văzut stai, eu. Stai, mă, livrezi pachete în Mad Max. Ca asta. Deci pare că livrezi pachete, nu știu, într-un... Băi, tare, vă v-a plăcut Death Stranding? Acum l-am adus cel mai serios. Bă, nu m-am jucat. N-am nu mă ajută. Ce e vorba. E un glovo, simulator de glovo. Am înțeles. Bă, e într-un post-apocaliptic. Într-un viitor de ăsta în care nu se mai cunoaște realitate cu realitate, că sunt realități suprapuse, viața de apoi vine peste viața nu dinainte. Nu se realitate cu realitate. Nu se vede realitate cu realitate. Ăla. Deci, oricum, o poveste super încălcită. E ceva de ăsta așa, suprarealist așa și ideea de bază e că livrezi pachete. Deci ești livrator de pachete. Într-o realitate. Asta are Salam un vers în care spune că azi mă îmbăt și dau la fete numai tancuri și pachete. La genul ăsta de pachete se referă? Băi, nu. Pachete cu provizii, nu știu, provizii. Adică, ce fel de pachete, nu? Eu cred că zacuscă, la... le pune pe tren. Cred că smugule, cred că... Șprot, șprot acum. Știi că e șprotul ăla, e macrou herring. Herring. Eu la cât de bine îl știu pe Nea Florin, lui herring îi place mult. Și dă pachete, dacă vezi că pachetul e oval așa un picuț, e herring în ulei. E o conservă de... Da. Da. E herring în ulei. Dacă vezi că pachetul e pătrat, e, fii sigur că ți-a trimis Salam herring în sos tomat. Aha. Înseamnă că asta ține mai mult la tine, ești mai prieten cu el. Ceea ce mi se pare foarte tare, dacă nu știe nimeni despre ce e vorba sau despre ce e vorba. Eu nu știu deloc despre ce e vorba. Ce e primul? Am primit pachet de la Salam și mi-a trimis Salam herring. Bă, sură într-un fel, tăcare, în sos tomat. Hai. Cam asta e. În altă ordine de idei, fute mă pe Windows 11. Bă, nu știu ce, de ce ești așa pornit? Bă, mâncați așa. Tu... te uiți la oameni care joacă Pokémon Card Game pe laptop, cam văzut ce faci. Adorm pe niște speedrun-uri de alea de căcat că te-am găsit asta vară cu bale la... Mă uit acum la oameni care joacă, mă uit la un lituanian care se joacă Heroes 3 în rețea. Asta îmi pun înainte să doarm. Și povestește cum a strâns armată, că nu e scheleții la număr, că are pe inventar dragoni, de-astea, știi? Disclaimer-ul este că Heroes 3 e posibil să fie unul dintre cele mai bune jocuri făcute vreodată. De strategie? Nu aș zice chiar... Nu, jocuri ever, la mine, personal. Adică Heroes 3. Dacă ar fi să fac un top 3 jocuri ever, ever, ever. E și Heroes 3. Este Heroes 3, Half-Life 2, Heroes 3, Half-Life 2 și Super Mario. La tine care e? Euro Truck Simulator? Deci top 3 jocuri jucate vreodată de Mirică. Euro Truck Simulator 1, Euro Truck Simulator 2 și apoi încă o campanie la Euro Truck Simulator 2. Dar care sunt punctele critice în jocul ăsta? Ai boss? Care bossul? Că n-ai plătit taxa? Cine-i villainul? E mai mult tycoon, așa, e mai mult de strângi și îți dai upgrade. Îți faci firmă de tiruri, îți faci flotă de tiruri, poți să angajezi alți oameni care să-ți conducă tirurile. Și ai și tiriștii tăi după aia. Ai și tiriștii tăi, da. Vine Băsescu, îți vinde flota, te superi, ești la victorie. Ești mai bine la bani. Da. Și, da, ideea e că tu nu uiți de unde ai plecat, tu continui să conduci tirul. Adică nu e ca și cum acum ai șofer și acum stai pe spate, nu stai degeaba. Da.
Nu, că nu poți să nu faci nimic, asta nu, 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 nu. Nu poți să stai degeaba, mie îmi place să conduc tir. Și faci bani, se strâng banii într-un cont? Da, păi da. Și ce poți să cumperi cu banii ca tirist în joc? Alte tiruri doar? Alte tiruri, da. Și garaje în care să ții tirurile, că nu poți să se adică, așa pe mare. Adică nu te lasă să dai bani prostii, adică nu poți ca tirist să te duci să ții, nu știu... Să ții un căcat, știi, să ții o haină de blană și... Da, da, sau un maieu, sau un tricou de puta madre, ce de la ghidat, nu merge, ar fi frumos. Dar e drăguț vagabund. Că... Vagabund. Philip Line, nu? Philip Line, sau cum s-o pronunța? E drăguț faptul că e un pic așa imersiv, că tu te plimbi, dacă te plimbi prin Slovacia, să spunem, poți să asculti via internet, poți să asculti să dai pe un radio din Slovacia și auzi radio slovac, nu înțelegi nimic. Bine, Slovacia, mai pune Ina. Bănuiesc că tot Ina se ascultă și în Slovacia. Slovacia FM, un radio de milioane de slovaci. Da, în Slovacia, hă? Da. Și îți vezi familie ceva, nu-ți vezi, nu? Adică... Nu, e foarte real jocul. Da, ce, familia? Da. Dar ce tiriștii sunt... Violența domestică e predomină. Bă, nu, dar dacă treci rar pe acasă, banii să le faci pe toate, adică... O bat după ce închid jocul. La modul a jucat 7 ore de tir. Daci. Bă, eu nu... Eu cred că mai degrabă, dacă cu cât îți vezi mai rar familia, cu atât șansa să-i bați e mai mică, nu? Adică cumva nu ești mai bulangiu dacă îți vezi familia rar și îi bați. Adică cu cât îi vezi mai... Bă, acum depinde, cu cât îi vezi mai des, nu e dacă mai... Dacă ăla-i cleiul care ține familia împreună... Gândește că în același timp, cu cât îi vezi mai rar, cu atât îi iubești mai mult. Păi da. Da, adică e mai bine. E mai bine, exact, e mai bine și cumva mi se pare că cu cât îi vezi mai rar și totuși îi bați, ești cu atât mai bulangiu. Adică dacă îi vezi, nu știu, o dată pe an, să zice, mai un job, știi, ești astronaut pe stația orbitară și te întorci în pula mea din spațiu și primul lucru, îți bați familia, ești ultimul gunoi, știi, adică, știi, și stai și te vezi cum zic ei că ai o altă perspectivă asupra vieții din spațiu, știi, și te întorci, mamă, te întorci super nervos, te uiți, vezi pământul pe gemul. Să ăla și singurul lucru la care te gândești e să bapul ar ajunga acasă să zice iar păștea să mori. În același timp, dacă îi vezi în fiecare zi și îi bați de 3 ori pe săptămână, ești mai ok, nu? Băi, nu, da, băi, ei iau mai puțină bătaie, ce-i drept dacă ești plecat în spațiu. Da. Bă, nu, trebuie făcut disclaimer-ul că nu încurajăm absolut deloc violența. Nu. Ni se pare una dintre cele mai mari mizerii ever. Da, nu știu dacă e ceva mai rău, dar bine. Evident că mi-a venit ceva mai rău normal. În timp ce ziceam, dacă nu întotdeauna e ceva mai rău. Tot timpul e ceva mai rău, Doamne ferește, dar asta nu înseamnă că trebuie să... Da, e groaznic și trăim și într-o țară în care... Dacă astronaut să-ți bați familia, se pare că... Adică, pe lângă faptul că oricum e nasoală violența domestică, ți mai și bați pe aia micii după ce te întorci din spațiu, are și ăsta dreptă. Da, pe lângă faptul că ești eroul lor. Ce eroi au copiii când ești mic? Astronaut și taică-su. Și tu le înlocuiești amândouă și... Nu dai nasul că te ducea a doua zi la școală cu ochiul atâta și să vină... Ia uite, m-a venit taică, domnul, fericitări, a fost în spațiu ăsta și să ieși cu ochiul un frate. Da, frate, super, a venit, e ce bine că s-a întors cu bine. Să mă... Dar au asigurări, sigur, au asigurare mare. Aia, chiar la tir, stai, că ajunge și la astronauți. La tir ai asigurare? Adică dacă pizdești ceva, ai opțiunea să mergi cu asigurare sau fără asigurare? Eu merg, eu sunt foarte rău, nu fac asigurări, nu fac rovinietă, nu fac... Dar poți să-ți faci? Ce? Habar n-am. Îți nici faci, bă, băiaș asigurare? Stai așa, că are mine. Hai, așa. Stai de ceva update-uri s-au băgat o asigurare la modul că acum când strici camionul și vrei să-l repari, nu mai plătești 500 de mii de euro, plătești cumva mai puțin în funcție de câte camioane ai și așa mai departe. Cum 500 de mii de euro? Ce pula mea, camionul niște, Urus? Ce erau niște preturi dintre astea. Adică, am găsit un Urus pe OLX. Da? Da. Da, căutam. La ce bani? Acceptă schimburi? Bă, zic eu că accept schimburi. Îi dau un cont de Eurotrack cu 7 camioane, da. Dacă vrea să... Dau velier pe Lamborghini Urus. Trebuia să salvez... 400 de mii?
Trebuia să salvezi. Dar numai că e mai ieftin, nu e mai ieftin? 460 de mii era, nu știu ce urus era. Fără panoramă. Oricum, pe OLX se vinde orice, frate, tot. Băi, ce și mai ciudat e că eu căutam casetofon. Deci un casetofon, că am găsit cutiile cu casete cu metal, cu Morgoth, cu băieți, cu Biohazard, cu ce trebuie, cu Testament, cu Slayer, cu asta. Și am zis, ia bă, să stau în bucătărie să ascult metal. Și unde ai găsit casetofon? Pe OLX? Și am să caut un casetofon pe OLX. Bine, tot după EMAG. Am luat un Sony la 3 milioane. Dar se mai fac casetofoane noi? Da mă, ce-i? Cum sunt? Pe bune? Dar e... Mă surprinde că nu se mai fac casete, boss. Adică pentru ce se fac casetofoanele astea? Se mai fac casete. E un revival de ăsta foarte ciudat, așa, o hipstereală de asta, lo-fi. Dar de ce casetă? Adică nu se aude mai prost? Bă, se aude mai prost. Dar sunt anumite chestii care se aud mai bine, mai prost? Da. Înțelegi ce zic? Da. Adică tu ca producător de muzică poți să-mi zici asta? Sunt lucruri care se aud mai bine, mai prost? Da. Și ele sunt făcute prost de la bun început sau sunt făcute bine în ideea că vor fi ascultate prost? Băi, eu cred că la un moment dat ăștia care masterizau pe vremuri așa aveau în cap și masteringul de casetă. Bă, și nu știu dacă se aude mai prost sau... Bă, dar are un caracter aparte, adică mai ales dacă ai crescut cum am crescut eu cu casete multe, cumva sunetul ăla de pe casetă care nu e compresat așa și nu e zgomotos așa cum e ăsta cu dinamică mai mare, mie îmi place. Mie îmi place, trebuie să recunosc. E și mai înceaț așa un picuț sunetul, n-are armonicele alea de pe vinil. E ceva, e altfel de sunet. Cu care dacă ai crescut și ești obișnuit, e mișto. O să se întoarcă și jocul pe dischetă. Tu ai prins jocul pe dischetă? Nu chiar. Abia l-am prins eu. Oricum eu n-am reușit niciodată să mă joc copil fiind un joc pe dischetă. Dar știi mă că în 2023 în continuare ies chiar cartridge-uri de Super Nintendo și de Mega Drive și jocuri noi. Păi da, că sunt device-uri pe care să le joci, dar pe dischetă nu mai ai ce. Mamă, 1.44. Ce? Atât avea, 1.44 Mega, dar oricum mai mult de 1.2 nu puteai să folosești. Ia să vedem, Baboiaș, că am adus niște poze. Bagă poza aia cu spațiul ăla de închiriat în mall. Nu asta. Asta, frate, bă, fiți atenți aici. Deci, într-un mall, am văzut acest spațiu pe care îl închiriez. Deci, este ca o debara. E o cabină de duș. O cabină de duș, exact, pe care o iei cu ora, cu nu știu, dar și mă întreb, bă, ce poți să faci, adică, înăuntru? Adică... Nu, asta cu cabina de duș e... Clar că dacă e în sectorul 1 mall-ul e perfect de înțeles. Dar nu e ca să faci duș acasă, pula apă caldă. Dar nu e ca să te speri. Adică ăsta chiar e business în pula mea. Are două bănci, are aici se vede o bancă roșie și aici mai e o bancă roșie. Deci e cumva setup-ul ca de tren, așa de compartiment de tren. Bă, tu n-ai stat pe marginea căzii să-ți dai cu dușul pe la coițe? Păi aproape în fiecare zi, dar nu asta trebuie să faci, adică... Păi asta trebuie să faci, exact. Dar n-are duș, mă, e forma unei cabine de duș. N-are duș, dar eu acum vorbesc despre potențiale afaceri pe care ai putea să le dezvolți. Eu la asta mă gândesc. În asta. Aaa, să montezi un duș. Bă, stai duș, duș, băs, nu e apă caldă în sat. Că nu poți să mai zic oraș. Nu e apă caldă în sat aici, în sectoare. Nu e. Nu e. Nu-ți se pare mega business duș în mall? Duș e mișto. Dar mă întreb acum cum e așa, fără amenajări. Ce, adică ce să faci? Ai o întâlnire cu un client și zici, vezi că sunt în cutie, sunt în cutie aici lângă... Cred că poți să te duci la... Poți să-ți închiriezi spațiul ăsta dacă ești dealer. Gen să ai o oră pe zi în care stai mă găsi, aici, exact, bă, mă găsești dealer. Între 3 și 4 la Mega Mall. Tu ce ai face? Ce? Duș. Cât ai luat pe o ședință de duș? Dacă ăsta ar fi un duș, cam cât e prețul unui duș? Bă, cât eu aș face pe fise de alea ca la spălătoria aia do it yourself la mașină. Da. Ei, câte vrei tu? Păi nu știu, e pe principiu... Și să fie o daia, să fie 5 lei, fisa și să dureze, nu știu, 3 minute, pula mea. Bă, asta chiar nu e ideea. Eu când vă zic... Plus că poți să bagi un om dacă vrei să-ți dea cineva pe spate pentru extra 5 lei în plus, să vină să-ți dea cu o lufă sau cu un burete, scuze-mă. Cine ți-ar plăcea să te spele pe spate din showbiz-ul românesc? Ce întrebare bună. Nu? Este o foarte bună întrebare. Cred că Patricia Alighieri.
Okay. Dacă așa o cheamă. Dar să și vorbească, să nu-i placă că face chestia aia, basta. Să stoarcă cârpa aia și să neapă. Bă, eu visez să fiu spălat. Adică să fie complet, să o nemulțumească total. Eu visez să fiu spălat pe spate de Mihai Bendeac. Visez să mă spele Bendeac pe spate, pe cuvântul meu. Și să mă șteargă cu prosopul când ajungi pe spate, să vină să te șteargă cu prosopul Drăgulin. Am eu asta așa, să vină Bendeac să mă spele, să mă cu buretul să mă săpunească, să mă clătească frumos așa și Drăgulin să mă șteargă pe spate. Doamne, ce mi-ar plăcea. Asta cu dușul e bună la club, frate. E bună la club asta cu dușul, pentru că de foarte multe ori lumea iese la club să se combine și stai acolo la club, te agiți, te forfotești, nu știu ce, și începe să mai miroasă un subraț, un cur, un șnițăl, da. Și trebuie să te igienizezi un pic înainte. Poți să pui și un duș bucal ca să fie frumos dacă te pup cu o fată ceva. Mie mi se pare decent. Să desmene la furtun direct să fie. Tu crezi că ar fi o idee bună să te plimbi în cluburi, prin control, marțea, spre exemplu, cu periuță de dinți închiriată? Să închiriezi periuță de dinți? Bă, trebuie să schimbi, trebuie să fie schimbabil capul ăla. Că... Ei nu știu. Alea, ai schimbat capul? Da! Da, ești nebun. Cum, drag? Schimbă-l să-l văd eu. Băi, da, asta cu dușul e bună. E bună. Alte afaceri. Eu mă gândeam, ceva, îți dai seama că o să ajungem și în zona prostituției, așa că mai bine o să zicem acum acasă. Nu, sub nicio formă. Nu? No? Mall? Nu-i pe lângă mall. Ce? Aia. Care mall? E peste tot, e peste mall. Tot, mă. Dar asta nu știu, la asta m-a dus prima... La sex? Îți dai seama că primul lucru la care te... Și dacă mi-arătai iepurașii aia, frate, din ceramică sau din ce dracu sunt, știi? Eu te înțeleg și te gândești cu gândul ăsta, dar în același timp sunt atâtea cabine de probă în mall. N-aș da 50 de lei ca să fut când pot să dau gratis la H&M. Ai făcut asta? Ai babardit în cabine de probă? N-o să spun nici drept, nici strâmb. Dar te-au prins? Adică aia e problema? E ușor, no. E foarte ușor să fii prins în cabina de probă. Și așa se semi-vede prins. Păi oricum nu se închide complet, adică... Bă, nu e ușor. Cabina de probă e făcută în așa fel încât să se vadă dacă faci ceva foarte dubios înăuntru. Sunt unele cabine de probă care sunt mai nu e boss, eu am permisive. Da, nu, eu am învățat pentru sesiune în cabina de probă și nu m-a prins nimeni. De ce? De ce? Păi să... Bă, așa să te fuți în cabina de probă e... Adică e primul da. În care îți vine. Da, să înveți pentru sesiune în cabina de probă. Exact. Adică, boss, hai să facem un pas în spate... Și să înțelegem... Stai așa, boss, că împingi asta. Să înțelegem situația asta așa. De risk management. Adică și de... nu inovator, cât inedit. E mai inedit, e mult mai probabil să găsești doi oameni care să fută în cabina de probă decât doi oameni care învață pentru sesiune. Și să fugi și să întrebe vânzarea. Vă vine? Nu e cam mic. A trebuit să fac gluma asta proastă și acum revenind, aș crește animale în chestia asta. Aș închiria-o pe o lună de zile și aș băga ceva, niște găini, ceva. Adică... Bă, nu, eu aș crește o girafă să-i se vadă doar capul pe deasupra. ai putea să crești niște animale mici în cabina asta de probă? Vulpi fenec. Vulpi e cam mare și... Cum să fie mare, mă, că e atâta vulpea fenec. Știi, mă, vulpea fenec? Nu. E o vulpea deșertică care își folosește urechile pentru a se răcori. Vulpe fenec. Extraordinar. Crezi că are vreun interlop în România, acasă, o vulpe fenec? Clar. Da. Bă, s-a aproape sigur. Mi se pare că e ilegal să deține Europa, desigur are. Uite, bă, cât de drăguță e vulpea fenec. Oh my God. Da, frate. Nu te așteptai să fie. Da, i-aș pune cercel în ureche. Undeva sus, i-aș pune unul mic aici așa de pirat, ar arăta cool. Bineînțeles, dar cu consimțământ. Cu consimțământul la animale e greu, frate. Am mai avut o discuție în LCN, ce bine că n-am luat parte la aia, despre pornografia pentru animale. Stai pentru că am și... animale? Pentru animale. Okay. Avem și o știre, apropo de asta, cu pornografia pentru și cu animale, la aia de pe Nine Gag.
Bine, au făcut unii, în fine, o memă din ea, dar știrea asta e, niște indivizi din Tasmania sau în Tasmania au fost prinși în timp ce foloseau un pește pentru a face filme porno. Adică din ce se înțelege, ia dă-napoi, că era mai bine înapoi, că așa. The man using a live trout to perform a sex act on the woman. Adică doamna era penetrată cu peștele? Da. În timp ce peștele ei se uita. Da. Și peștele... Deci practic e un fel de cuckold. Da, da. Trouthole. Ce spui tu acum? Exact. Acum, că în timp ce te scrieai, mi-am dat seama că zic, bă, am pățit și eu asta. Da, și se uite, uite cum fute un pește adevărat. He's real. Păi da, nasol, adică e nasol din toate punctele de vedere. Și igienic e nasol. Nu, încerc să găsesc o... Igienic? Pentru cine zici că e mai neigienic? Pentru și pentru ambele. Pentru ambele părți. Adică încerc să găsesc ceva pozitiv în știrea asta, știi? Bă, absolut nimic. Că totul... Oricât de optimist ai fi, oricât de frumoasă ți-ar părea viața, nu poți să găsești ceva bun în știrea asta. Dar așa asta cu animalele, nu știu ce animal ar putea să-și dea acordul. Adică, știi, n-ai cum să... Robo ăia sau că... Dacă înveți limbajul semnelor sau dacă înveți să comunici cu ei și... Să dresezi un căiț și... Ei, bobiță, vrei să fuți? Știi, adică n-ai... O să faci exact lesii, dar pe porno. Că, bă, dar oricum, la cum e HBO acum să-mi bag pula, cred că ar face... Cred că dacă ar relua HBO sau Disney sau cine dracu ar relua Lassie, nu știu, cred că ar face-o pe Lassie lesbiană sau ceva, sau nu știu, s-ar întâmpla o chestie de asta. Voi da. V-ați uit? Asiatică. Asiatică. Bă, Lassie ok, că... Ce-i Lassie? E supărată? Lassie de nu te-a satisfăcut barista azi? Lassie ok, că e totuși femelă. Știi, și aia era forța în serialul ăla, adică... Bă, era forța... Oamenii aia erau oricum complet cretini, adică aia nu rezolvau nimic fără să-i ajute câinele ăla, deci îți dai seama cum erau aia. Și la Flipper, bă, putea și cu Flipper. Bă, nu, dar... Dar Lassie e strong female character, nu? Adică... Strong female character, da. Bă, dar mă uitam la Velma, v-ați uitat la Velma? Ia dă baboia și Velma asta nouă. La Velma. Spin-off Scooby-Doo. Sunt desene animate, nu? Desene animate, dar sunt adult-like. Și cât de adult-like? Foarte adult-like. Foarte adult-like ca umor, dar e stai, dă un pic și ăsta e bine. Deci este pentru adulții care sunt nostalgici după care au crescut cumva cu Scooby-Doo. Dar Velma, New Velma pune. Știu, Velma, dar nu e Disney, e HBO. Și este Velma 2023, poftim. Pune Velma... Uite. Asta e. Ok, au făcut-o de culoare. Ok. Lesbiană. Uh-huh. Până aici totul e în regulă. Deci încă nu ne deranjează nimic. Deși noi n-am crescut cu Velma asta. Nu. Eu când eram... Mai degrabă mi-o imagineam pe Velma mai sexuală. Mult mai sec decât Daphne. Velma a fost tot timpul și gen, la modul, ok, acum o să fac sex cu Velma și intrai la ea în dormitor și îți dai seama că sunt lanțuri, cătușe, avea o bormașină cu un vibrator imens acolo, care nu era pentru dar ea. Dar Daphne pare că se fute prost, am mai zis. Așa pare. Da. Asta e senzația. Asta este. Fred ăla era gay 100%, deci a era beard Daphne, că părea el că are are un interes la Daphne. Era gay mai degrabă nesigur pe sexualitatea lui, că el pare mai fotbalist așa, mai capitan de echipă de fotbal în liceu, stă în vestiar cu băieții, un prosop la cur. I-a plăcut, da. Nu știe ce înseamnă asta, dar cumva se uită la stand-up-uri cu Mirica pe YouTube. Are erecție, să simte... N-are erecție, dar se ai văzut? Se mai mișcă un pic penisul. Da, se întoarce așa de pe parte de alta. Știi, se întoarce. Din somn. Da, mă, problema e că e într-o zonă de asta
Dar acum o să zic că oamenii cam ceva cu woc. Doamne ferește, într-o zonă de asta woc, dar e umorul ăla care... Bă, e un umor foarte facil, care nu e neapărat umor. Știi genul ăla de glumă forțată doar ca să... Să fie o glumă și... Și se pare că marea problemă în Scooby-Doo tot timpul a fost, din punct de vedere al Velmei, masculinitatea toxică. Dar Velma își făcea treaba, Velma era singura acolo cu care muncea în echipa aia. Păi asta e și problema. Velma plătea facturile, Velma punea benzină la mașina aia. Restul, dacă bărbații o exploatau. Restul erau, nu frate, dar mi se pare că avea un rol, adică liderul cine era? Era ăla, era Fred, nu? Fred era liderul, ăla a luat decizia să split up gang, că asta era singura lui decizie. Da, pe care... te duci acolo, eu mă duc cu Daphne aici. Iar el se ducea cu Daphne și Velma se ducea singură și chiar muncea, chiar lucra serios cazul și ăla se droga cu câinele probabil. Câinele oricum sunt aproape convins că nu există, deci dacă e să merg pe teorie Scooby-Doo, eu sunt aproape convins că Scooby-Doo nu există și doar e o personalitate a lui Shaggy. E plăzuirea imaginației a lui Shaggy? Aș... Da. Dar era o teorie. Da, că iar Shaggy clar era pe substanțe, adică cel puțin în ăla vechi, treptat l-au mai curățat. Da. Și l-au făcut aiurit, știi? Dar boss era pe crack. Nici măcar pe... tot timpul era... Adică era și pe iarbă, dar nu iarba era problema, adică era pe niște chestii nasoale. Da. Eu cred că el e zdiu să lucra puternic acolo, Shaggy. Având în vedere că... Vedea fantome și... Așa a apărut cumva Scooby-Doo fix în perioada în care a bubuit așa LSD-ul, hipsterimea, Woodstock și chestii de genul și cred că pe se băgau. De altă parte, dacă Scooby-Doo când a apărut atunci era o frescă socială, ca să zic așa. Nu era o frescă, că nu așa era realitatea de pe stradă în America, adică era unii care rezolvau cazuri și unii brăcați în monștri. Era o frescă socială în sensul în care toate personajele din Scooby-Doo erau o tipologie. Da, erau niște personaje arhetipale din societatea americană. Exact. Acum e posibil ca patternul să se respecte și la Velma. Dar în primul rând au sexualizat-o, boss. Adică lăsând la o parte partea woke pe care au făcut-o, nu era niciodată buzat așa, boss. Dacă te uiți la cum arăta, mi se pare sexualizat personajul de acum. Mult mai sexualizat. Dar trecând peste asta, lăsând toate astea la o parte. Așa. Întrebarea mea este, când gândești un serial de ăsta, că probabil nu-l înțelegem noi că nu e pentru noi. Dar pentru cine e făcut, boss? Adică Scooby-Doo, în esență, era un desen animat pentru copii. În continuare, eu cred că sunt copii acum care dacă văd Scooby-Doo zic, tare să-mi bag pula. Da. Literalmente știu copii care se uită la Scooby-Doo și sunt așa. Hey, this is fun. Da. Pentru cine e făcută Velma? De ce trebuie niște personaje care inițial au fost create și făcute pentru copii să aibă niște redemption arc-uri de-astea cu care să le dea, un twist mai dark, un nu știu ce, un... Pentru ce pula mea trebuie să vedem exact explicațiile legate de Joker? Că de-aia mă deranjează Jokerul, de fapt, ăsta cu Joaquin Phoenix. Niște explicații, pe măsură ce trece timpul, începe să mă enervez din ce în ce mai mult filmul ăla. Prima dată mi-a plăcut și după aia a doua oară mi s-a părut o prostie. A treia oară, aproape insuportabil, exceptând două secvențe care sunt foarte bune. Caută niște scuze pentru un comportament nasol. Vor să te facă să uiți că ăla, în esență, e un personaj negativ? Da, și că, în esență, el asta e un personaj haotic, evil, care face lucruri doar ca să le facă și să aducă dezechilibru peste tot. Nu contează că a avut un tratament, că chestii, pula mea, nu, el în cartons, asta face. Că cea mai bună abordare este totuși a lui Nolan, cu Jokerul ăla, cu Heath Ledger, care zice... Nu știu de unde vine, cine e. I am an agent of chaos. Da. De fiecare dată când spunea povestea despre el, ai văzut că spune povestea de vreo 4-5. Se schimba. Da. Băi, știi ce a făcut? Apropo de faza asta. Stai că vreau să mai zic o chestie legată asta de Joker. Slavoj Žižek, că cred că e slovac, dacă nu mă înșel. Leftistul? Da, leftistul. Băi, mie îmi place Žižek. Dacă greșesc naționalitatea, îmi pare rău. Omul a avut o remarcă foarte bună vis-a-vis de Joker și a zis, în cazul
personalităților evil din istorie sau din literatură și așa, băi, adevărul cumva e în comportament, and the truth is in the mask, de fapt. Adică în sensul în care, și uite, de exemplu, pe Hitler, știi? Nu poți să argumentezi ce a făcut Hitler prin faptul că, și nu încearcă nimeni să argumenteze ce a făcut Hitler prin faptul că a avut o copilărie nasoală, că a fost respins de la facultatea de arte, că au râs colegii de el sau că nu l-a băgat maică-sa în seamă când era copil. La fel și cu Joker. Câți oameni nu trăiesc genul ăla de dramă, știi, în care lumea îi ia la mișto? Sunt niște beta guys care au și niște probleme de interacțiune, poate și niște probleme psihice, dar n-ajung să, știi... Nu-ți lua măta mare, tort doboș când erai... Să arunce în aer spitale ca în Batman, știi? Adică n-ajung să facă chestia asta. Adică nu, oricum nu poți să argumentezi cum backstory, cum a ajuns ăla, știi? Și să zici, da, frate, e justificat, uite... Că au și sau să fie atât de atrăgător ca bărbat încât să distrage atenția de la faptul că e și inteligent în plan, să fie nevoit să te apuci de stand-up comedy după aia. Ca să scap de chestia asta. Adică... Da, înțeleg unde bați. Da. Bă, nu, eu am un man crush heterosexual, dar ai știut asta, adică ți-am și zis. În cea mai heterosexual. Dar până acum... Doar șoptit, mi-ai spus. E prima oară când o spui, da, cu voce tare. Bă, nu, dar am recunoscut. Ți-am scris într-un coment, când ai câștigat atunci concursul ăla pe antenă, eu am avut foarte multe like-uri la comentul I will marry him. Acum ai făcut o promisiune. Așa ai lansat-o în spațiu public. Bă, să se rezolve asta cu parteneriatul civil, să mor de nu trec casa pe numele tău. Mamă, de la prima emisiune l-ai luat tare, a? Lasă-mă să simtă și el apreciat. Băi, treaba asta cu Ognesul, că dacă tot stăm la subiectul ăsta, mie mi se pare că problema pe care o au majoritatea oamenilor cu treaba asta și cu introducerea elementului ăsta woke e că nu prea sunt justificate, frate. Adică, nu știu, eu mă uit cu, uitam cu fiul meu la Craig and the Creek. E un serial, ăsta e foarte mișto serialul, despre niște, în esență, niște copii care ies la joacă și se duc într-o pădure și inventează tot felul de jocuri și e foarte mișto că se întretaie între imaginația lor și își închipuie ei că e în pădurea aia, gen când se joacă de flori, lava, cum vie de ei lavă peste tot și se întâmplă la realitate. Și e foarte mișto chestia asta. Ei, și sunt niște copii aia, nu știu, undeva între 8 și 12 ani, să zicem, cam așa. Și la un moment dat, chiar în ultimul episod, cred, din ultimul sezon sau printre ultimele episoade, una dintre fetițe intră într-un fel de relație lesbi cu o altă fetiță. Dar, bine, relație în sensul că zic fiecare că, bă, îmi place de tine, îmi place de tine și la final se țin de mână. Și chestia asta, adică n-aș avea o problemă în esență cu asta, dar problema e că de-a lungul serialului treaba asta n-a fost construită în niciun fel. Deci nu l-ai văzut petrecând foarte mult timp, a apărut în câteva episoade interacționând oarecum împreună și dintr-o dată pare că au avut de bifat treaba asta și au trebuit să bifeze, da frate, uite, avem și asta. Maniera superficială sau artificială sau zi cum vrei, în care strântezi niște situații fără pic de construcție, fără nimic. Uite, fun fact, spre exemplu, voi știți că în Japonia inițial Sandy Bell, adică originalul, Sandy Bell e lesbiană. Aia care noi în Europa știam că e. Tu vrei să spui, da? Că eu m-am masturbat atât timp la o lesbiană? Da. Okay. Bine, multă lume s-a masturbat mult timp. Faptul că ai aflat că e lesbiană schimbă cu ceva? Absolut deloc, nu. Abia aștept să ajung acasă. chiar i-a dat un refresh, o împrospătare a acestui material. Deci cum o chema pe aia? Usagi? Așa. Usagi Sandy Bell? Nu Sandy Bell, mă, mamă, ce prost. Sailor Moon, mă. Sailor Moon, mă, sunt prost. Sailor Moon, Usagi, scuze, Sailor Moon, rewind. Sailor Moon. Brita de aici. Da, mă, și era o treabă, am auzit și eu zvonul ăsta, că ea care... era vară sa, de fapt, în era versiunea... Era gagică-sa. În versiunea originală era gagică-sa. Și nu în versiunea originală. Singura problemă e că au mai tăiat ei de pe la montaj niște secvențe de-astea, de pupat pe gură, de nu știu, că în Japonia a fost dat așa, fără nicio problemă. Și în anii 90, before it was cool. Dar a avut construcție, avea sens, avea o noimă. În America... Și în Europa au tăiat chestiile alea, au marketat-o pe aia ca fiind varsă. Ok, varsa lui Usagi. Nici nu știu ce dracu să... Adică, ce să zic?
Am trăit în minciună. Astăzi. Ce plan să spun. Dar, revenind la întrebare, pentru cine e serialul ăsta, bă, s-a animat, Velma? Pentru cine e? Cred că noi toți ăștia trei de aici ne-am uitat când eram mici la Scooby-Doo, da? Bun. Uitați-vă și voi la Velma, eu am văzut două episoade. Pentru mine nu e. Mie mi-a plăcut Scooby-Doo. Nu am fost cel mai mare fan Scooby-Doo, dar nici nu m-a deranjat. Dar e doar despre Velma, adică restul nu apar în serialul ăsta. Da, e un fel de origin story. A, dinainte să fie ea cu oamenii. Am înțeles. Ea separat. Că a mai fost și un serial în care erau ei copii. Și bă, erau la high school era ceva cute. Și era făceau chestii împreună. Și Scooby-Doo era mic și... Da, ca să lămurim, supremul serial pentru copii de animație, din punctul meu de vedere... Și eu acum vorbesc și cu Tudor, că el are și copchi la acasă. Zicem la trei, care credem că ni se pare. 1, 2, 3. My Little Pony. Da. No, nu am apucat să mă gândesc, dar My Little Pony e bă, bun. My Little Pony, tu știi cât de bine e scris My Little Toți Pony? Toți de generație aia care știi că e un curent. Da, da. Știi? Știu. Brownies. Brownies. Au dreptate și cumva în sensul în care e un serial foarte bine scris. Adică acolo personajele chiar sunt făcute cu un sens. Și știi fiecare ce își dorește, ce trece personajele. Tot o explicație. Tot o explicație. Explică lumea copiilor într-o manieră atât de light-hearted și atât de mișto și atât de clară și concisă. Și teme de astea destul de serioase așa. Moarte. Genocid. De asta, da. Da, o să ies. O bune, vorbesc serios. Bă, ești un pic de genocid. Este. O să îți caut episoade ca să vezi. Fără panoramă. Dar el încă rulează acest My Little Pony? S-a terminat. S-a terminat, dar este deja... Are, nu știu, vreo 9 sezoane, nu știu cât are. Și acum au început o serie nouă care e cumva mai ancorată în realitate, în sensul în care numai... Înainte, ăștia aveau super putere, exista The Magic Side of it, știi, că e The Magical Ponies. Uh-huh. E, acum se întâmplă la niște mii de ani după acțiune și sunt cetățeni, adică se duc la servici, au, știi? Aha. Asta am observat eu și la... A fost un curent ăsta cumva de a aduce mai în concret lucrurile. M-am uitat, la un moment dat dădeam pe canale și era Looney Tunes, varianta nouă. Și aveau case, plăteau rate, venea lumina. Pula mea, erau îmbrăcați, adică aveau haine. Ești nebun, adică stai mă nene, că bă, e până la ieșea din gaură. Hai să discutăm și delicata chestiunea hainelor pe personajele din desene animate. Pentru că... Da, exact. De ce poartă Velma haine? Asta e întrebarea. Asta e asta nu e întrebarea, asta e problemă. Da. Mai ales acum când au și hipersexualizat-o. Da, da. Vorbim de personaje... Și de ce au făcut plovăr? Măcar un maiouță, o bustieră. Uite ce gambi are. Da. Da. Da, mă, nu, e și... E o manieră ușor fetișistă, nu? Sunt eu nebun. Sau poate absolut. Poate și eu futut la cap și absolut. Lucruri care nu există. Nu, păi, îți dai seama că au trebuit să marketeze și partea asta, că sexualizarea personajului se întâmplă de mult și au făcut-o lesbiană și girl power și așa, dar trebuiau să mai atragă și din publicul ăla de degenerați, știi, care își au șervețelele lângă ei înainte să dea drumul la serie. E ciudat pentru că doctrina, dacă ar fi să mergem în virtutea lucrurilor care sunt acum, e fix invers. Adică desexualizării. Mm-hmm. Adică marea problemă cu personaje de la Disney la un moment dat a fost discuția că e hipersexualizat. Cine? Sau nu, cu... E sexist. Că e sexist, da, mai mă, degrabă, mă, la Disney. Stai, scuze. La Disney era treaba că nu de mereu Disney venea un bărbat... Că a fost faza cu... Cu iepuraica. Cu iepuraica din Space Jam. Cu Lola Bunny. Bă, adevărul e... adevărul e că eu copil fiind văzând Space Jam, primul Space Jam, trebuie să recunosc că îmi plăcea de iepuraica aia, adică fără Caterinca. Nu știu, alții cum sunt, dar... Să vă aduc aminte ce s-a întâmplat cu Framed Roger Rabbit? Bine, dar e umanoidă femeia. Acolo e umanoidă, dar dreptul, dar... Lola Bunny... Deci Lola Bunny arăta... Dă în pictures mai bine. Asta e în Space Jam. Deci tu, Lola Bunny before and after.
Da, 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 da. Before and after, zici că ne uităm la operații. Bă, puțin. Uite ce și-a făcut, bă, de ce? Ia și cu René Zellweger, Zellweger. Și cu Gwen Stefani, bă, tu ai văzut da, cum arată Gwen Stefani. Da, cum arată Gwen Stefani? Ce dezamăgire. Bă, dar pe mine mă rupe René asta că înainte arăta nice, acum arată basic, arată normal, arată că nu poți să... Nu poți să... Dar arată complet diferit, nu mai recunoști. Da, și... Zi-mă, lua la banii before and after, ce kilos ia, yeah, asta e. Deci așa era, așa e acum. Bă, mie mi se pare tot drăguță. Dar eu nu mă uitam așa. Nu te uitai așa? Nu. N-aveai cu personaje de desene animate? Bă, nu l-a luat la banii. Mie mi se scula țestoasele ninja. Ia, ia de Brené Zellweger before and after. April O'Neil. Dar era îmbrăcat și aia săraca era îmbrăcată bine, oricum era, avea combinezon de la de gunoier sau în ce era îmbrăcată? Era în salopetile alea galbine. Pe asta e și muncitoare și cum? Oare ce ascunde acolo? Era fată de René Zellweger. Da? René Zellweger. Scrie cum îți vine și vedem după aia. Uite. Uite acolo. Before and after. Așa. Vezi, nu mai este același om. Bă, acum zici că e Sarah Jessica Parker care a băut foarte mult, deci pare o variantă tumefiată a lui Sarah Jessica Parker. Doamne, ce frumusețe era René Zellweger, uitați-vă. Da, era foarte frumoasă și deosebită cumva, era, distinctă. Da, acum, dar nu, ce au făcut? Bă, adică nu, eu nu mă pice la operații estetice. Da, ce da, credem? Ai găsit experți. Și nu, dar tocmai, băi, asta e șmecheria. Ce tu, credem? Tu ești mirică? Din Ciorani. Deci ăsta din Cioran cei mai mari plasticieni a dat Cioran. Și să mai eram da, păi asta, botox, asta e. Puneam botox cu ziua pe țară. Mă plimbam. Asta e șmecheria, că nu ne pricepem. Eram adolescență, așa făceam. Că nu ne pricepem, dar ce credeți că i-au făcut? Pare întinsă, pare că i-au întins. Oricum pare că i-au... Nu știu ce, efectiv nu știu ce să zic. Cred că i-au depărtat un pic cu ochii. Cred că mai... I-au depărtat ochii. Da, nu înțeleg ce, cum poți să treci din stânga în dreapta. Pare că e o micșora. Nu, cum poți să treci din stânga în dreapta în contextul în care teoretic în dreapta ar trebui să fie mai bine. Da. Pare că e o micșora capul. Pare că are capul mai mic acum. Dintre... Dacă era invers, dacă asta era before și stânga era after, ziceai, dă timpul la mea, cum au ajuns operațiile, ce bine exact, a făcut-o. Exact, dacă era invers. Gwen Stefani, before and after. Dar parcă și... Gwen Stefani care... La ochi au făcut ceva bizar. Și la bărbie, uite, vezi, mi se pare că are bărbia mai lată în dreapta. Da, nu știu, în cazul în care cumva. Se distribuie femeie în rolul Batman, are sens. Gwen Stefani before, așa, ia uite. Deci este atât de basic și Gwen Stefani acum. Uite, prima poză. Care? Prima. Mi se pare că arată la fel. Absolut deloc. Ia mai dă înapoi. Nu e mult, s-a pițiponcit foarte mult. Zici? Da. Cam da. Uite aici. Nu arată la fel. Eu m-am uitat la un Colbert sau nu mai știu la ce recent și n-am recunoscut-o. Asta cred că. Aia. Ia vezi. This is not cool, man. Mi se pare că adică când... Zici că e surorile Kardashian. Parcă se aplică același filtru pe toate, cumva. Adică nu pare că asta cu operațiile estetice te fac să arăți ca o versiune mai bună a ta, ci arăți ca chestia aia în mai multe versiuni. Asta mi se pare că e problema. Michelle Pfeiffer, în schimb, Doamne, cât de bine este Michelle Pfeiffer. Nu știu, ultima dată am văzut-o Mother, acum 2 ani. Și cum e? Ia caută, Michelle Pfeiffer 2022. Dar ce, și-a făcut chestii? Nu, și-a făcut boss, a... Cred că-i PF. Da. Așa. Uite, plastic surgery.
Nu e boss să-și facă ăștia, nu există. Și-or face boss, dar poți să faci și cu cap. Da, bă, dacă îți faci mai cu măsură, adică să nu-și faci chiar de toți banii. Uite, tată. Bă, da, este o femeie atrăgătoare, aș spune. Câți ani are? Bate la 60. Eu zic că are. Are. 63. 64. Da, okay. Hai, bă, băiatule. Da, bine, Michel. 250 de milioane net worth? Păi da, bă, da. A jucat în multe filme, într-adevăr. Și l-a cam făcut pe filme, adică nu prea s-a jucat. Dar a fost ceva model, adică așa nu, a pornit, s-a făcut remarcată sau din prima actriță? A fost din prima actriță extraordinară, mai ții minte în Scarface când dansează ca apucatul ăsta, cum îi zice, ia uite ce lapsus am. Nu, De Niro ălalt, Al Pacino. Pacino. Când dansează pe lângă o gagică în club și aia nici nu-l bagă în seamă. Hei, aia e Michelle Pfeiffer, tânără. Da, ia caută Al Pacino Scarface Dance GIF. Este Cocaine Girlfriend. Este... Exact. Al Pacino Scarface Dance GIF. Că-s multe. Și dă GIF-ul cu dansul. Stai așa, Dance GIF ăsta. Extraordinar GIF-ul ăsta. Dar nu e GIF. Dă în jos, uite că e acolo. Uite poza. Uite-o pe Michelle Pfeiffer în Scarface. Uite, bă, da aici. Dar tot nu-i GIF. Da. Tot nu-i GIF. Da, cam imaginați-vă și voi că se mișcă. Low production. Și hai, mă, eu când am văzut Scarface, când era gata, mă, e GIF. Gata, mă, e GIF. Așa e GIF. Gata, mă. Trimiteți-ne poze cu voi, stimați membrii Happy Fish, trimiteți-ne poze cu voi și bine, vi le facem GIF. Bine face noi GIF. Auzi, acum dacă tot am discutat cu asta, dă știrea aia acolo care a întinerit nu știu câți ani. E unul care zice că... Bine, știrea aia... Am văzut și eu știrea cu ăla de... Că singurul om care a dat înapoi procesul de îmbătrânire. Ia auzi. Un milionar din... Brian Johnson. Da, pare inventat. E ăla de la ACDC. Da, la asta mă gândeam și e ăla de la Johnson & Johnson. Vreți să ne uităm la comentarii? Ia, dă mai jos un pic. Sunt are 45 de ani, analizele sale medicale arată o vârstă biologică de mai puțin de puțin sub 40 de ani. E reptilian, uite la el. Adevărat. Clipește pe verticală. Arată reptilian. Și plămând de 17. Deci... Capacitatea pulmonară... De 12, plămând de 17. Dacă faci o medie, pielea o de 14. Pielea, inima de 37, pielea de 28. Da. Plămânii de... Să-i dea flocii la pulmă. Vârsta de 18 și inflamarea gingivală a unui adolescent de doar 17 ani. Inflamarea gingivală? Ce? Vine să se ia în gură cu loja masonică a buschetarilor de aici să te ții tu inflamare gingivală. Dar din ce am citit, omul își petrece tot timpul făcând asta. Adică ce? Încercând să... Întinerind. Uite ceva. Regim zilnic de suplimente, alimente alese, exerciții fizice în fiecare zi, 3 antrenamente intense în fiecare săptămână. Deci, practic, preocuparea lui principală este să nu îmbătrânească. Asta vreau să fie titlul, o să îmbătrânim întinerind. Da. Ăsta trebuie să fie titlul episodului. Păi, vede, dacă toată viața ta ți-o dedici să întinerești, practic, mori întinerind, să îmbătrânești întinerind, e bits the purpose, cumva. L-au omorât întinerirea. De ce a murit, doamne? A murit de tinerețe. Doamne. Nu, a murit de tinerețe bune. Da, frate, asta mi se pare că să te freci așa în continuu, adică ce șmecherie mai ești să trăiești. Cauza morții se pare că a fost startul cardiorespirator. Da, stop. Startul cardiorespirator. Dar cum să trăiești așa, frate? Adică și dacă aș trăi 140 de ani, în fiecare zi trebuie să-mi iau vitamine, să mă duc să fac mișcare. Nu pot să nu-l citez pe maestru Mircea Florian, care a fost și în aproximativ discuții, care are senzaționalul vers: decât să trăiești murit, mai bine să mor trăind. Pam, pam. Dar plus că reversul asta poți să-l găsești în România foarte și adică sunt foarte mulți oameni care au 40 de ani cu vârstă biologică, 60. Bă, am pățit una de m-am pișat pe mine de râs
pe la băile alea de pe lângă Sarmisegetuza, de pe lângă Deva. Sunt nu știu ce băi de-astea cu ape sulfuroase, cu așa. Și aveam, noi eram într-un turneu cu Finlandia, nu mai știu cu cine, eram cu Planeta și cu Delia. Și stăteam, noi ne râdeam pe acolo, ne nu știu ce, și băiatul ăla care avea, era un domn acolo, care era manager locației. Cu niște piscine de-astea semi-acoperite, foarte interesant arăta așa. Și spunea asta, ce sănătate curată astea. Dar în tinerești, clar, deci eu în fiecare an stau pe aici să... Nicio-ți mă simt ce, ca la 20 de ani. Întineresc? Dar câți ani aveți? Și mă așteptam să zic că 50 și că așa arăta. O, 38. Să mor eu și Paul era așa, Planeta. Și... Ce, ce nu mi se... Dar exact așa era. Hai să ne uităm la comenturi, că la știrile astea comenturile sunt cele mai bune. De multe ori comenturile sunt mai bune decât... Ia să vedem. Nu ajunge și cu pipi la rang, ce? Nu ajunge și cu pipi la rang de apă plată? Nu știu ce vrea să spună. Deci, stilul de viață și hrana în principal ne determină lungimea și calitatea vieții. Da, nu, nici vorbă, zice Dor. Îmbătrânirea nu e lentă și datorată stilului de viață așa cum s-ar crede, decât într-o foarte mică măsură. Transformările majore sunt bruște și sunt dictate de ADN-ul, adică ceasul biologic al fiecăruia, spune un om de știință. ADN-ul nu e fix. În timpul vieții, în funcție de stilul de viață, vârstă și alți factori, unele gene se activează sau dezactivează. Păi da, dar e fix. Mă rog. Dacă am ști exact care și am putea să le controlăm, cel mai probabil am putea influența și îmbătrânire. Zice altcineva care se pricepe și la genetică. Un om care probabil... Băi, aici omul are dreptate. Are dreptate în sensul că, într-adevăr, îmbătrânirea și din ce am mai citit eu mai demult și din ce am mai citit eu mai demult... Se datorează unei erori în replicarea ADN-ului, adică ADN-ul se lipește prost cu el însuși, când se multiplică, nu se mai lipește A-ul cu T-ul și C-ul cu G-ul, cum te înveți la biologie că sunt lipiturile alea, replicarea se face prost și cu cât sunt mai multe erori, cu atât îmbătrânești. Asta pățeam și eu la cercul de electronică când eram mic. Și am înțeles că au de-a face niște, se numesc telomeri, cred că se numesc, niște terminații de ADN cu telomerii. Băi, ce am citit este că au reușit să dea înapoi procesul de îmbătrânire la șoareci, adică au luat șoarecele de 10 ani și l-au făcut de 5 ani. Problema e că șoarecii aia fac cancer în ceva gen câteva săptămâni, mor de cancer. Și deci poate să facă asta și la oameni, adică poate să te facă să-ți dea înapoi procesul de îmbătrânire, dar 100 în 1000 mor de cancer, adică n-ai, te omoară cancerul, te mănâncă cancerul în câteva săptămâni. Deci se poate. Da. Zi. Vrei? Mă bag acum, e un pic de presiune pe mine, nu știu ce trebuie să zic. Asta... Bă, e pură presiune pe tine și moartea asta. Da, asta, e bine să, asta e bine să o faci la bătrânețe, adică când ai 80 de ani și simți că ești pe ducă. Cum am zis eu că la pensie mă apuc de droguri. Mai bagi. Știi că asta e la mine. Da. La pensie, 80 de ani, heroină direct? Nu, la 65. Nu, o LSD vreau. Nu, am zis, LSD singurul care mă interesează. Și cât să stai? Că pe LSD nu e drog de ăsta la lung, așa, știi, să faci un stil de viață. Sau poți să faci, dar... Poți să faci, dar nu mai înțelegi nimic. Ce contează? O, altă parte, oricum nu înțelegi nimic. Dar tu LSD vrei să bagi la 65? Da. Tu îți dai seama că la șe, când o să am eu 65, o să fie următorul trend după trap? Dacă din trapul ăsta nu înțeleg nimic, mamă, ce o să fie după trap? Să fie de ăștia, frate, principala mea influență e Rava. S-a terminat, în pula mea, nu-ți mai înțeleg nimic. Repet, de-abia mai înțeleg unele trapuri de acum, dar aminte ce o să fie după. Hai de capul meu. Bă, și asta cu preocuparea asta cu întinerirea, mie mi se pare că denotă o frică de moarte foarte nasoală, știi? Adică eu când văd oamenii ăștia tryhard... Să-mi bag pula, deci ai niște momente în care... Păi nu, dar când văd tryhard... Ești în asta de emistruisme, pământul cerul albastru... Dar când văd tryhards, nu, dacă vezi tryhards de ăștia care își fac tot felul de tratamente... Nu ți-am zis de prietenul ăla al meu care crede în legea singularității și el încearcă să stopeze procesul de îmbătrânire cât mai mult. Știi ce e singularitatea aia lui Kurzweil? Să atingem nemurirea prin tehnologie. Și cât mai curând, și că progresul tehnologic are e într-o progresie geometrică cu o rație foarte mare, rație este la progresie, da? Și cu cât evoluăm tehnologii mai mult, cu atât evoluăm tehnologii mai, da, mai repede. Cumva, da. Mai repede. Și cumva preconizările că în vreo 20 de ani așa ajungem la nemurire prin tehnologie. Adică să-ți descarce conștiința într-o mașină?
Nu știu dacă la asta se referă neapărat. Acum s-a cam schimbat teoria și acum cam la asta se referă. Și dacă te des... Prietenul ăsta al meu caută să-și încetinească mult procesul de îmbătrânire, că a zis, mamă, dacă se descoperă nemurirea când eu ajung la 70 și o să fiu nemuritor, dar moș de 70 de ani, îmi bat pula, ne. Tu îți dai seama tristețea, dracu, să ai 70 de ani, să descoperi nemurirea. Păi acum am omul în cavaș. Dar tu îți dai seama dacă se descoperă asta, că trebuie făcută cumva o diferențiere, că n-au cum să... Chiar dacă se descoperă nemurirea, n-au cum să fie toți oameni, nici n-ar fi bine să fie toți oameni, adică dacă ești ultimul bulangiu, știi? Adică trebuie cineva să facă diferența, adică bă, ăsta e un muist, cum să-l ții pe ăsta veșnic în viață? Cine decidem noi cine rămâne nemuritor sau nu, ar trebui să avem aceeași discuție despre dreptul la vot. Adică hai să le luăm treptat. Bă, asta cu drept... Hai să setăm prioritățile. Păi cu dreptul la vot ce? Tu zici că dreptul la vot trebuie limitat? Bă, nu trebuie limitat, dar trebuie certificat în... Eu cred că trebuie dat un examen, boss. Dar nu ceva foarte complicat. La modul foarte serios. Ok. Ca să arate, ca ai un minim de înțelegere a ceea ce se întâmplă, ca să pui ștampila într-un mod conștient. Să nu fii o vită mânată de găleata dată de primărie. Sau de candidat. Îmi pare rău că pun problema din nou așa, dar o să avem din nou alegeri. În momentul ăsta, din punctul de vedere al administrației locale în București, din punct de vedere al scenei politice care este o varsă din care nu mai înțeleg absolut nimic, pe un fond de nemulțumire colectivă față de poziționarea președintelui, să-mi bag pula dacă n-am fost eu ăsta, care a zis tot timpul, hai să vedem cu Iohannis exact ce face. Mă, scuză că a devenit brusc, s-a dus în altă direcție. Pare că o aveam pregătită, dar nu, fix acum. Așa. Care zice, trece, mi se pare că are niște ieșiri sau prezintă o lipsă de ieșiri care pe mine mă... ieșiri publice. Care pe mine mă pune pe gânduri așa și sunt și îngrijorat, adică la modul cel mai serios. Și când văd ieșitul masă la vot, că atunci când au fost alea parlamentare, după ce a fost scandalul cu OUG-13, așa, a trebuit să mă duc la mine la țăndărea acolo. Și am mai stat. Bă, câțiva au votat cu bună știință. Au știut exact pe ce pun ștampila. Dar doar câțiva. Adică dacă te duci în mediul ăsta urban, mic sau rural, din țară, cumva, pe lângă doza puternică de reality check pe care ți-o iei, nu poți să nu observi chestiile astea. Adică mai sunt niște forme de-astea de organizare medievală să-mi bag pula. Tu ai votat? Votezi? Da. Votezi de fiecare dată? Da, cam de fiecare dată. De fiecare. Da, mă, dar ăsta cam știe care ora exactă, că-l interesează. Da, mă, dar uite, eu am altă... Adică am o... Tu știi, adică... Poate altă viziune. Politică și... Cam știi care e. Părerea mea este că la... Acum nu mai urmărit, dar da. La nivel de masă, mie mi se pare că cel puțin din perspectiva președinților pe care i-am avut, ei au reflectat foarte bine cumva spiritul colectiv sau imaginea colectivă a românilor, dacă stai să te gândești. Adică, ai avut Iliescu când a căzut Ceaușescu, l-ai avut pe Iliescu care a ieșit la alegeri pe bune. Că n-ar fi ieșit pe bune și că ar fi furat oricum alegerile dacă nu ieșea, asta e partea a doua, dar el a ieșit pe bune. După care ai avut aia care au zis, băi, hai să încercăm și noi ceva diferit, a ieșit Constantinescu. Iarăși. Incapacitate totală. Incapacitate totală și exact, denota exact, zic, confuzia vremurilor respective, în care lumea vrea și... provesc să se rezolve și în țară niște lucruri, era o varză totală și o confuzie. 96-2000, nu? După care iese iar Iliescu, pentru că alternativa era Vadim și lumea era Serazna. Alegeri pe care, din nou, cred că le-a câștigat Iliescu pe bune și din ce am auzit, oricum, și dacă nu câștiga pe bune, oricum nu ieșea Vadim. Adică asta era clară treaba. Adică pe vremea respectivă serviciile erau încă bloc monolitic, nu erau sparte cum le-a spart Băsescu după aia. Adică eu cred că ăla erau aranjat oricum să nu iasă Vadim. Adică oricum Vadim n-avea cum să iasă. După Vadim, Băsescu, șmecherul de era nouă român, tătuca Băsescu, hai să-i dăm jos, să-i futem, să-i ardem, să știi, revoltă și șmecherie și
După care deschiderea mai mult pro vest și așa, Iohannis, care cumva e la mijloc, e moale, nu știe exact ce vrea, nu prea e bătăios, dar e așa, hai să ne vedem de treabă fiecare. Adică nu mi se pare că au fost niște devieri de-astea. Iar din punct de vedere al guvernării, oricum a guvernat PSD-ul cred că 80% din timp. Că guvern ne-PSD cred că cam 20% din timp a fost altceva sau 30% maxim. Sau mă rog, dar rest a fost în PSD ulterior. În rest a fost PSD care în pofida corupției din partidul respectiv și a mizerilor respectiv au fost cel mai bine organizat partid. Adică măcar au avut o coerență în ce mint, au avut o coerență în ce partea care ziceam au livrat, au avut o coerență în furt, au avut o coerență în ce au făcut. Bă, știi de unde să iei, mă, mâncați așa. Și asta e și de vorbă. Marea problemă a mea, spre exemplu, cu facțiuni politice cum e USR-ul, e că nu știu de unde să iau. Nu știu de unde, eu nu știu de unde să iau. Sunt confuz total. Bine, nu-s nici cel mai abil om. Și întrebarea e unde tragi linia, apropo de discernământul ăsta în a vota, adică unde tragi linia discernământului? Că nu știu dacă e o chestie neapărat de cultură generală, că am cunoscut și proști cu cultură generală suficient, știi ce zic? Adică nu știu dacă ăla e baremul, știi, zi, nu știu, trei lanți muntoși din România, trei lanțuri. Noi vorbim de educație moral civică aici, bă. Educație civică în ce sens? Când ai aruncat ultima oară o hârtie pe jos? Educație moral civică. Ce înseamnă asta? Și cetățenească. Ce înseamnă asta? Comunist. Și ai un loc de parcare pe care e parcat-o? Știi? Bă, nu, măcar chestii basic. Sunt sigur că sunt oameni care încă nu știu să facă diferența între parlament și guvern sau ce e la senat, ce e la camera deputaților. Știi, chestii pentru care... Da, ajută cu adevărat... Ajută cu adevărat să înțelegi, da. Ajută pentru că atunci nu mai ești atât de ușor sedus de tot fel de manipulări de-astea care apar pe fondul unei nemulțumiri colective. Nu pot să nu dau exemplu recentul AUR, care se-mi bat pula în vizitele alea de partid, cu ghilimele de rigoare, în teritoriu, în țară. Bă, să spun niște mizerii acolo și niște porcării, orice, spune-le ce vor să audă, numai ca să... Dar răspunde la ceva, adică asta e, chiar dacă răspunde prost și periculos la niște toxic, nemulțumiri, toxic, reflectă, dar reflectă ceva concret, pentru că altfel n-ar rezona oamenii la căcatul ăla de mesaj. Adică boala, să spunem, e alta. Ei cumva vin în răspuns la un fond existent. Adică n-au convins, adică nu le-au spus o poveste, nu? Adică au plecat de la ceva ce fundamental oamenii simt că se întâmplă nașpa cu ei. Știi? Adică n-ar fi avut succesul pe care l-au. Dar răspund la o problemă generală, la o problemă colectivă, dar niște termeni foarte generali și foarte non-specifici. Îți dau un exemplu. E rău. Mirică. E rău. Aoleu. E rău. E belita. E ca dracu. E rău? Da, e rău. Ți-e bine? Păi cum să fie bine? Nu e bine. Păi dacă era, meu era. Cred că prima chestie pe care o fac foarte bine este chestia asta de deresponsabilizare. Apropo de chestia de cetățean, obligațiile cetățenești morale. Deresponsabilizare, bro. Toți ăștia care vin cu mesajul ăsta ultranaționalist, întotdeauna plasează vina în altă parte. E de căcat și trăim de căcat pentru că alții își doresc ca noi să trăim de căcat. Da. Pentru că sunt niște forțe care își doresc ca noi să fim de căcat. Pentru că, dar noi suntem foarte ok. Noi suntem dacii liberi, suntem poporul ales, dar întotdeauna alții doresc să fim de căcat. De asta, principala problemă pe care mi se pare că o avem ca țară și ca popor și la nivel individual, mi-o zic și mie, cum o zic tuturor, băi, eu nu cred că există un... sau nu știu, e mult spus că nu cred că există un popor care să facă același lucru, dar cred că ne mințim foarte mult. Cred că suntem genul de popor și de indivizi care se mint pe ei și pe aia din jur foarte mult. Adică mi se pare că românii trăiesc într-o realitate paralelă care are legătură și nu are legătură cu realitatea concretă. Știi? Băi, nu... Da, ai destul de... Adică... De
faci tâmpenii și după aia zici că ai avut ghinion, știi? Adică joci banii la aparate, de ce ai pierdut banii? Păi că am avut ghinion. Nu poți, n-ai avut ghinion, te-ai dus și ai jucat la aparate. Yeah. Sau fac un credit fără să citesc cât e dobânda, când fac un card ăla de cumpărături care are dobândă 30% pe an și după aia vine aia să-mi ia lucruri din casă sau să-mi ia casa, că n-am plătit aia 5.000 de euro la timp. O consecință indirectă a ceea ce a zis Tudor, mai e și faza asta că la noi nu se prindă și nu se, nu, cultura whistleblower-ului. Am mai zis asta. Dacă Snowden era român, belea pula original, era să umelească oricum. Nici nu l-asculta, nu, în primul rând că nu l-asculta nimeni, asta e chestia. Nu l-asculta nimeni. Când Angela Gheorghiu, în toată, nu e prostie absolut, în demență sau aparentă demență, că nu e, când Angela Gheorghiu a încercat să explice niște lucruri foarte clare, spunând că, bă, nu suntem buricul pământului așa cum ne marcă, adică, și a venit cu niște chestii foarte concrete. Dar nu e nimeni. Tineri, fuck, dar nu e nimeni buricul pământului. Da, adică... nu e nimeni buricul pământului. Și asta e diferența. A venit cu niște chestii concrete și a zis, bă, terminați cu formele astea ultranaționaliste și cu chestia asta toxică și cu... Și e vorba de un realist despre... Ăsta, exact cum a zis ăsta, dar vă minți constant, că nu e, e vorba așa. De un realist personal pe care americanul ăla de care noi facem caterincă, că nu știe pe ce lume e, că n-are niciun fel de noțiuni de geografie, n-a citit în viața lui o carte, conduce un camion din Ohio până în căcat. Deci ăla asta face. Bă, ăla e prost grămadă, cum zicem noi, da? Nu e prost. Bă, dar ăla nu o să pretindă niciodată că nu e, bro. Ăla o să zică cu zâmbetul pe buze că habar n-are lucrurile alea. Nu va pretinde că le știe și că el știe foarte bine să conducă camionul ăla. Și să-mi bag pula de nu știe foarte bine să conducă camionul ăla. Adică nu găsești partul în altă parte care să conducă mai bine camionul ăla. Deci el face lucrul ăla, știe unde e, știe cât știe. Cât știe. Bă, tu ăla a condus camionul ăsta până misiunea asta. Și nu pretinde că e altcineva sau că e altceva. El aia e, frate. La noi nu e. Toată lumea are impresia că știe. Adică în România găsești oameni care știu totul despre orice. Da, mă, să-mi bat pula. E țară de oameni cu spirit renașentist pe peste tot. Să-mi bat pula. De asta au prins așa bine și podcasturile în România. Pentru că sunt... Da, ne dăm cu părerea, știm despre ce vorbim, dacă exact. Nu știm, cu încredere. Da, da, așa e. Hai să vedem grevă la compania Amazon acum. Așa. Băi, frate, deci de aici la ăștia, așa se pare că se lucrează. Deci îți cronometrează timpul petrecut la baie. Băi, mă întreb, de ce mai lucrează lumea la ăștia, frate? Că n-au încotro. N-au ce altceva să facă. Adică strategia o fi că deschidă niște locuri de-astea care au șomajul foarte mare? Probabil, bă, pe de altă parte sunt contractile alea pe care le cansemnezi, mâncați așa. Adică exact cum spuneam, dacă ești o persoană autoconștientă și... ai o minimă înțelegere a chestii pe care urmează să o faci, cumva, da. Pentru că dacă, ok, să luăm o simulare. E strict chestie de exercițiu moral civic, cum spuneam. Să zicem că ăștia exploatează faptul că se duc într-o zonă unde e o rată a șomajului foarte mare, da? Și cumva, de voie de nevoie, oamenii de acolo se... angajează, vor nu vor. Că n-au ce face. Mor de foame. Doamne ferește. Bun. Dacă ăștia se duc și sunt puși în fața unui fapt atât de clar și ei îl conștientizează și se și sindicalizează și spun, bă, nu ne mai puneți cronometru când ne pișăm, că nu e ok, așa, și pun un pic piciorul în prag, strict la nivel de sindicat, eu cred că se poate regla asta, chiar dacă e o companie privată, pentru că mult mai costisitor pentru Amazon ar fi să-și retragă fabrica de acolo, să ducă în altă parte, decât să accepte că aia o să stea 5 minute în pula mea la baie, nu 2. Pă bune, serios acum, adică poate m-am dus eu foarte departe și nu știu care sunt politicile lor. Am impresia, știu că e o chestie că dacă tu îți dai demisia de la Amazon, te pun să semnezi în contract că nu o să mai lucrezi în viața ta la ei sau la orice dețin ei. Cum, pă bune? Da. Asta e condiția de asta, așa pleci de la ei.
Am impresia că îți dau niște bani sau chestia asta. Și pleci forever. Da. Mamă, dacă pleci, pleci forever. Și asta cu, ok, ți se cronometrează pauzele la baie. Problema e că sunt depozite imense. Și tu când baia ta este la 2 km distanță, păi faci un sfert de oră numai ca să ajungi la baie. Când stai la baie până te întorci, a fost o jumătate de oră. Mulți, foarte mulți se pișe în sticle. Oamenii care sunt livratori pe mașini care se pișe în sticlă, merg cu sticla de pișat în dreapta. La Eurotruck Simulator ai opțiune să te piși în sticlă. Bă, băiatule, dar asta e nișă pe care n-a exploatat-o bivolarul, angajat la Amazon. Da, aici cred că ar trebui să intervine și statul. Pentru că există totuși un minister al muncii care ar trebui să zică... Da, asta e în țara în care companiile fac lobby cu bani. Și e well known faptul că se duc și vorbesc cu un senator, cu cineva, să dau bani ca să, bă, ține legea așa. Pe de altă parte, că e mai bine pentru toată lumea. Pe de altă parte, vă că știrea din Marea Britanie. Ar putea fi și următoarea explicație. Ar trebui verificat ce procent de cetățeni ai Marii Britanii sunt literalmente angajați la Amazon. Păi nu, sunt 300 de angajați aici. Nu știu cât sunt în total. Stai în Coventry. Ia, dă mai jos un pic. Asta zic și eu, pentru că eu am prieteni care au plecat în Anglia și majoritatea lucrează la Amazon. Mm-hmm. Adică cred că și tu. Foarte mulți, da, și eu. Da. Toată lumea cred că știe pe cineva. Băi, pe perspectiva capitalist sălbatică, ca să zic așa, următoarea. A fost un prieten de-al meu, fiind plătit de firma acest curs sau ce dracu era, sunt conferințele astea unde vin iluminați din capitalismul vestic diverși, okay. Mega conferințele astea unde vin diverși și explică la brand minds-uri, toate chestiile astea. Și a fost la unul care era mega antreprenor, nu știu ce, și la un moment dat îl întreabă unul din public la final dacă ar face business în România. Și ăsta a zis nu, niciodată. Și te aștepta la 15.000 de argumente pentru care n-ar face. Că infrastructură, că nu știu ce, că lege, birocrație complicată. Nu, frate, omul a zis o chestie foarte simplă. Aveți șomajul cu o singură cifră. Și ce înseamnă asta? Înseamnă în pula mea că nu poate să pună presiune pe angajați, boss. Înseamnă că oamenii își găsesc ușor loc de muncă. Înseamnă că bulangii ăștia când se duc, exact cum ziceam, se duc și se uită la cifrele de șomaj. Și când deschide depozitul, nu și-l deschide la București, și-l deschide la Tecuci, unde ea n-au ce face și n-au de ales și trebuie să se ducă să lucreze în depozitul ăsta. Asta e șmecheria. Dacă se deschide Amazon la Ciorani. Avem fabrică la Ciorani. Dar Ciorani e oraș sau? Nu, e un sat. E un sat? Unde? În Prahova, lângă Ploiești. Se fac niște filtre pentru perfuzii, pentru niște chestii astea medicinale. Ciorani sau Ciorani? Ciorani. Am înțeles. Ciorani. Ca Cioran, doar... Deci în Prahova, lângă... Sunt mai mulți filozofi nihiliști. Mai aproape de Mizil, cumva. E în partea aia spre Mizil. Acolo stă și Serghei? Nu. Da, și ce se mai face acolo? Adică unde? La Ciorani. Cam asta e pentru perfuzii. Filtre de perfuzii. Da. Da. Adică e o fabrică de asta de destul de mulți angajați. Foarte mulți oameni. Dar ce populație are? Ai de vreo 7.000 acum, cred. 7.000. E mare pentru un sat. Da, e destul de mare. E foarte mare. Anyway, și mai știu, și mai sunt și pe la Urlați, este o fabrică de cablaje ceva în apropiere și acolo e mai nașpa, aia e mai mare și tot la fel se salarii minime și se pune foarte multă presiune, nu poți să ceri măriri, chestii, te dau afară, oamenii sunt în frică, le e frică să comenteze dacă sunt condiții nașpa, adică majoritatea cam pe asta se bazează, pe teamă. Bagă frica în angajați ca să nu comenteze sau ca să nu plece, ca doar să muncească. Deci asta cu rată de șomaj cu singură cifră, mamă, să-mi va pună. Da, frate. Îmi pare rău că am zis căcatule pe care le-am gândit. Adică chiar pare că am fost bou mai devreme. Nu, despre asta e vorba. Dar mă gândeam și eu, bă, nu știu, adică... Cum se poate asta? Cum se mai poate asta? Și nu vreau să par stângis, că nici nu sunt. Din perspectiva asta sunt în sensul în care cred că trebuie din partea Ministerului Muncii sau din partea statului să fie niște legi anti-exploatare a angajatului și cred totuși că ar trebui să existe ceva din partea statului. Ori să existe
o sindicalizare puternică sau ceva, adică trebuie să existe unul. Da, asta vorbeam, trebuie să existe o formă de a ne sindicaliza, mă, noi nu, din cauza că ne-au tâmpit aia 45 de ani de comunism și asta e o reminiscență foarte neplăcută, noi avem așa urticare la ideea de sindicalizare cumva. Mm. Nu știu dacă ai observat. Și nu știu cu ce pula mea asociem noi indirect sindicalizarea, dar parcă să mor eu, zici că suntem blestemați, să nu putem să facem front comun. E o grupare de revoltă, cumva, cam asta înseamnă sindicatul în mintea omului. Bă, mai bine tac decât să am probleme, asta e bine și așa. Ultima formă de sindicalizare care mie inițial mi s-a părut că e foarte sănătoasă, dar s-a transformat în circ, a fost ieșit în stradă în 2017. Bine, aia nu e... E o formă de sindicalizare socială, nu știu, coeziune. Bă, avem și noi un scop comun, hai să ieșim în pulam să nu renunțăm până când nu obținem o chestie. Dar vorbim de sindicalizare... Cam despre asta e vorba, da. De fapt. N-ai zis că s-a încercat la un moment dat și cu artiștii să facă o chestie de genul ăsta? S-a dus în pulă complet. Din prima, a? S-a dus în pulă pe la UCMR după ce ne-a încertat pe acolo pula mea, după ce s-au plasat strategic niște bani pe card, literalmente, s-a tăcut. S-au uitat problemele. Uite cum ar fi, de exemplu, la stand-up, dacă... Ghetu Toma Cuzin... Bă, cât a bătut Toba, Ghetu Toma Cuzin. Bă, eu o să trebuia să fac aproximativ discuții cu el, că ăsta e unul dintre puținii oameni care au dat cu pula de masă când a fost, și la modul cel mai corect, când a fost vorba despre drepturile conexe ale artiștilor. Mă rog, el a fost mai mult pe credit, dar pe drepturi de interpretare. Bă, și să-mi bag pula, m-am uitat la o mazilire de asta în presă, că de la un punct încolo... Ți se părea Cuzin săracul în urma articolor ca fiind un cretin cu toate că avea dreptate. Tu știi cât de frustrant și cât de nasol e să ai dreptate, dar să pare un cretin? Da, în fiecare zi. Da, cum ar fi, de exemplu, la stand-up dacă v-aș strânge primii 50 de stand-up-uri din România și ați spune de acum încolo show-ul costă atât? Să știi că ăștia-s mai deștepți și-s mai uniți decât pare. Cum ar fi chestia asta? Adică ar fi... ar fi plauzibil o chestie de asta sau? Nu cred. Nu, da, dacă toți 50 suntem leneși și la un avem chef, hai să ne strângem aia pula. N-am e lene. Dar cam asta e, adică, apropo de sindicalizare, adică să fie niște... Cam despre asta e vorba. Asta e, dar la noi, având în vedere că na, putem să ne punem prețul pe care îl considerăm noi, că îl merităm, e cel mai ok decât să... Adică cum ajungi să pui un preț standard la orice show de stand-up? Mi se pare stupid. La un anumit poți să pui niște standarde. De exemplu, la X număr de persoane, la... Nu e vorba de X număr de persoane, pentru că mai e și componenta meritocratică aici. Cu tot respectul pentru Mirica, că îmi place, mă piși pe mine. Mie nu mi se pare normal ca în aceea sală, și cred că și el e de acord, Mirica să aibă același preț la bilet ca Bobonete. În contextul normal, în care ești știută cota de piața fiecare. Sau ca Micuțul. Pe lângă faptul că ăla face de 20 de ani chestia aia, nu de 10. Da. Adică, bă, nu vreau să te insult acum socială. Nu, dar eu mă refeream pe criterii obiective. Ai la 100 de care oameni... Care sunt alea obiective? Număr de persoane, de exemplu. Adică, la 100 de oameni ce? Eu am spectacol și vin 100 de oameni. Da. Așa. Și suma minimă de plată pentru artist la 100 de oameni să fie X. Bă, deci cine îmi dă banii aia? Nu știu. Oamenii. Bă, Tudorică, că să moară măsaj, că n-ai organizat festival. Cât vinzi atâta plătești, ca la piață, basically. Da. E vorba de cote de piață aici. E o prostie, îmi pun aici. E o prostie. Plus că e o chestie și e și un act subiectiv, până la urmă. Adică e o muncă cu o valoare subiectivă. Adică la asta de la Amazon nu e nimic subiectiv, că pui cutii. Adică câte cutii ai pus... Plus că obiectul muncii, exact cum ai spus, e subiectiv. Obiectul muncii e ceva abstract și supus totalmente subiectivității. Ok, cota de piață lui Bobo o fi mai mare, dar probabil sunt unii oameni care îl plac mai mult pe Mirica decât pe Bobo. Și exact. Mai degrabă i-ar da lui un milion decât lui Bobo. Mai sunt și chestiile astea. Băi, e atât de delicată treaba asta. Da, la artiști e mult mai complicat, da, decât la muncă fizică. De sau... Și e strict cota de piață. Cota de piață e stabilită de ofertă. De cerere, de fapt. Și oferta e ajustată cererii. Tot timpul. Pula mea.
îți sună telefonul de 10 ori pe zi pentru booking, crești prețul și da. Morți-mă. Dar cu agenții cum e? Adică tu negociezi singur care e? Adică? Aveți agenți când stand-up? Adică am fiind un manager. A, un manager, ok. Da. Și negocierile le poartă el? Sau? Da. A, ok. Bă, să știi că de până 2015-2016, pe zona de manageria și impresariat artistic, au început să cam... să fie cam ce trebuie la noi. Da? Da, 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 da. Eu care sunt paranoic cu absolut și asta până acum, până înainte de pandemie, eu făceam booking-ul și la mine și la formație și la ce căcaturi mai făceam eu. Acum când am făcut formația asta nouă, bă, efectiv au apărut oameni care știu meseria foarte bine. Cum sunt, o să zic că lumea că promovez, dar cu ăștia lucrez. L-am luat pe Ochiu și pe Bogdan Niță cu Forer Agency, cu nu știu ce care sunt pe muzică la noi, cum e main stage-ul pe comedie sau... Sau punchline. Sau punchline, așa. Punchline. A, deci s-a creat și o supra-specializare cumva, sau o specializare. Da, sunt pula mea. Și mă uitam acum ce treabă bună a făcut Ochiu cu Niță, cu Forer, dar agenții cu Hands, după aia de metal la care ai fost. Bă, am fost la un concert în cursul săptămânii la o trupă de metal cu o muzică deloc ușor digerabilă la care era plin la Quantic. Da. Management bun. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Și pe lângă faptul că este ajută pe tine ca artist, dacă vorbim despre partea asta, n-ar trebui să te preocupe neapărat toate chestiile astea logistice, de unde fac, cu cine vorbesc, avem lumină sau sunet acolo, asta e un pic că trebuie să mă duc să vorbesc cu ăla, să vorbesc toată ziua. Auziți, vrem și noi stand-up, păi cu cine? Păi cu mine. În primul rând, nu par foarte profi dacă vorbești tu pentru tine, cumva. Da. Nu știi care e prețul pieței, eventual, ca să poți să ceri o sumă corectă. Sunt unii oameni că asta e foarte bine că e abordarea asta fresh. Pe de altă parte, ingratul situației că am prins și perioada aia de veresie. Și sunt unii oameni care în continuare sunt organizatori, care mă chemau pe vremuri, că nu mă știa nici dracu. Și dacă mă sună pentru booking, mi-e rușine să le zic sună-l pe ăla, că ăla se ocupă acum. Mai e și aspectul ăsta uman. Păi și dar se supără pe tine dacă îi sari sau dacă faci tu booking-ul, le scapi și lor niște... Nu se înțeleagă, mă, dar sunt unii care sunt... Adică care e înțelegerea când te sună direct pe tine? Adică îi zici, vorbește cu ăla... Depinde cine mă sună, dar de cele mai multe ori, 9 din 10 cazuri, 19 din 20 cazuri vorbește cu Cristi. Da, nu, astea sunt excepții. Sunt unii oameni care au fost organizatori de spectacole toată viața, pula mea, și cărora mie rușine să-i trimit la agent acum. Nu, nu o să-i trimit, o să zic bine, ok, dar după aia imediat vorbesc cu managerul și zicem, bă, da sau nu. În schimb, la ăștia, adică... discuția e următoare. Când vine vorba de preț. Discuția așa, bă, ori îmi dai cât iau în mod obișnuit, ori nu-mi dai nimic. Eu vin oricum. Deci vin oricum, am datorie morală, este ok. Dar... nu ne mermelim la bani. Păi nu ne mermelim la bani. Mai ales că fac parte și dintr-o formație, acum nu sunt singur în ea, ori îmi dai cât luăm în mod obișnuit, ori nu ne dai niciun ban. Dar după ai tu datorie morală la noi. Da, lucrurile care nu costă, că costă cel mai mult de multe. Exact, adică nu știu dacă tocmai fer eu că pun. Da, și tu ai la fel, ai un minim sub care nu te duci? Nu, și depinde la ce, adică nu prea... Asta s-ar pune la evenimente private. Dacă se întâmplă să fie, nu știu, avem o petrecere și vrem noi stand-up. Da. Nu negociez eu, negociază managerul. Bă, trebuie să-ți mai și scalezi, că una e să pui muzică la festivaluri cu 10.000 de oameni, alta e să pui în baruri cârcium de 50 de oameni. Da. Nu scade absolut deloc din grade dacă faci a doua chestie, absolut deloc. Din potrivă, locațiile alea mici au farmecul lor. Și ai văzut și tu sâmbătă. Bă, apropo de asta, în cazul în care nu știați, în Arabia Saudită s-au dat 20 de milioane de dolari pentru o oră de Beyoncé. Cred că ăsta e un record. Nu știu o oră de Beyoncé de cântat? Da. Dar ar fi fost mișto o oră de Beyoncé de CD. De făcut origami. Sau să gătit cu Beyoncé. Să gătim, cum să gătim quinoa cu Beyoncé.
Da, cred că ăsta e un record nou ăsta, 20 de milioane pe oră, adică nu știu cine a mai luat. Nici eu nu mai știu ce am luat. Bă, ce s-a... Da, asta cu evenimentele private, da, nu mai ține cont nici de cotă, nici de nimic. Bă, eu acum o să pară din nou că mă alin și eu o să probabil o să pun oameni în coment. A, bine că-ți permiți. Nu-mi permit. Bă, eu nu mai vreau evenimente private. Nu mai vrei deloc? Bă, nu prea mai vreau. Adică dacă te cheamă cineva, că te cheamă că-i fan, că-i pe bune, e ok, dar să te duci la eveniment privat și să faci marioneta pe acolo, că cam asta să... O să zic o chestie foarte nasoală. În 90% din cazuri ești chemat la evenimente private și ca să tragă niște oameni de șireturi cu tine. Da, se pare că dacă ești tovarăș cu ei. Asta e o meteahnă românească, așa, nu știu, e un românism ăsta, așa. Nu știu dacă așa se face și afară. Adică e un fel de poză cu maimuța, așa, ca pe plajă? E poză cu maimuța, da. Nu știu, că experiența tare cu evenimente private cum au, private cum? Nu, adică nu o simt așa, cumva. Am avut toate, ești făcut... altă generație. Yeah, I guess. Adică de obicei ori sunt oameni care vor stand-up la modul general. Am vrut și noi stand-up. Uite, asta e meniu. A, nu ne permitem asta, nu ne permitem asta. A, uite, ne permitem un mirică. Și... sau sunt oameni care ar vrea cu mine și ales mișto. Că te duci acolo. Și de obicei sunt cineva care vrea stand-up, să spunem, este o firmă, dar de cele mai multe ori, cam 100% din cazuri, tu ești surpriza. Nimeni de acolo nu știe că tu o să fii acolo să performezi. Și o petrecere de Crăciun la o firmă, s-a îmbătat cineva, tu la IT, parcă ai vrea să o combini pe aia de la HR, nu stai să-l asculti pe prostul ăsta care a venit să facă, să zică glume și o face pe asta, să râdă. Nu stă nimeni atent, că tu ai venit să te distrezi, să dansezi, să combini ceva. Și acum, hai să mă apuc, trebuie să stăm 30 de minute să-l ascultăm pe idiot. Și ai avut de-astea? Am avut și de-astea, da. Adică da, sunt cine astea. Noi... La noi se vorbește că, bă, se cam, e un pic așa, cam moartea pasiunii, genul de evenimente, dar eu încă mă duc cu optimismul că, bă, să-l facem să fie bine. Și am avut foarte mult. Dar e o ambiție sau o miză pentru tine, bă, dacă reușesc la căcatul ăsta de eveniment. Nu vreau, că m-au chemat oamenii acolo, mi-au dat niște bani să fiu acolo, trebuie să fac. Adică e setarea cumva la meseria ta, e setarea pe difficult asta, adică e ca și când o dai pe greu și vezi și cumva vezi cum te descurci chiar și în situația aia. Indiferent de ce spune intuiția legat de un eveniment, niciodată nu te duci acolo ca să bombuiești, dacă ești artist. Ah, clar. Nu ai minte niciodată, nici măcar în subconștient, că te duci să-ți bagi joc. Clar asta. Dacă tratezi ca un căcat, un căcat iese. Pe de altă parte, ca paranteză, dacă sunt evenimente private la care te cheamă special pe tine, special, și am pățit asta, bă, vrem neapărat să vii tu, da, nu iau bani în plus. Pentru că de obicei știi că la astea corporate sau private se iau bani în plus. Nu iau niciodată bani în plus. Iau bani cât iau pe un gig obișnuit. Dacă zice, bă, special pe tine te vrem, vii, faci exact ce vrei. Da. Niciodată. Îl tratez ca pe un gig obișnuit. Normal. Nu-mi place să iau bani în plus. Dar, în 21 de ani de pus muzică, am învățat așa. Nu te duci cu gândul de a bombui. Nu tratezi evenimentul ca un căcat, indiferent de magnitudinea lui sau indiferent de ce spune intuiția. Ca un căcat îl tratezi, ca un căcat iese. Cea mai mare prostie pe care poți să o faci ca artist este să spui că publicul este needucat. Da, total de acord. Că tu ești un artist senzațional, dar nu te înțelege lumea. Sunt ei proști. Du-te în Paștele, mătii. Du-te în pula mea. Dacă îmi vii cu de-asta, nu e lumea. Da, apropo, tu ai un material adaptat pentru genul ăsta de situație, pentru că adică ai ceva... Ai party safe-uri? Ideea, nu prea. Party safe-urile sunt cumva interacțiunile, cam asta e cu... Crowd-ul cu că... Sau dacă ești la... Dau un exemplu. Ești la Orange, te duci și zici, termina să ia de la Vodafone și toată lumea... N-ai cum să dai greș. Mă rog, nu dai așa, adică ești la vișeul de sus, te piști pe aia din vișeul de jos. Sunt niște chestii astea drăguțe. Vișeul. Păi da, dar de la vișeul de sus e ușor să te piști pe vișeul de jos. E mai greu. Când ești la vișeul de jos, să te piști pe vișeul de sus, e mult mai greu. Și aici intervine skill-ul. Aici e experiența. Care a fost cel mai ciudat eveniment ăsta privat? Ați avut eveniment
de astea ciudate, adică tăieri de moți din astea, știi? Au fost. Nu te-ai băgat tu pe vreme, ai băgat când erai tânăr? Da. Bine, acum clar nu mai bagi, dar... Am băgat și eu nuntă. Ai băgat și tu nuntă? Da. Și cum e? Adică care nu e? Nu e ce trebuie? Nu e ce trebuie. E ciudat că acolo e și clivajul ăsta generațional, știi, că... Știi, ai copii de 12 ani și ăia de 80. Da. Da, copiii aleargă pe acolo, oamenii la masă, poate te ascultă la început, niște secunde la început și apoi se întorc și vorbesc între ei la masă până se termină. Petrecere privată de flori. Mi s-a părut așa, o bătă de flori. De cine flori face petrecere de flori? Florin. Viorel. Exact asta. Viorel. Narcisa. Și... Da, era petrecere onomastică pentru unii, nu? Adică... Da, erau trei băieți care aveau nume de flori. Așa. Așa, și erau fani. Și au zis, bă, noi facem petrecere de flori. Ce că mă împăgiu. Da. La Club For You. Unde e asta? Pântul Gheorghe de Covazna. Am înțeles de aia, da. Pam, pam. Cam asta a fost cu... Și erai mai tinerel atunci? Da, era mult mai tinerel. Mult mai tinerel și cumva eram și într-o perioadă, dar în continuare mi se pare chestia asta, doar că sunt un picuț mai atent. Eram atât de entuziast și îmi plăcea atât de mult ce fac, încât... Erai dispus să faci oriunde asta, a? Oriunde, fără nicio problemă. Nu mi se părea, adică din punctul de vedere al pretențiilor din partea mea, era o foarte mare bucurie faptul că mă suiam pe scenă. Și în continuare e așa, doar că acum sunt un picuț mai atent și la implicații colaterale. Eu ce zic acum, e și într-o perioadă de asta în care era oricum un panchiz de asta în general. Nu erau lucruri atât de clare cum sunt acum. N-a păruse managementul muzical de calitate sau impresariatul artistic ca la manual, cum scrie manualul de afară, nu cum scria manualul comunist. Că existau impresari și pe vremea lui Ceaușescu și între anii 90 și 2000, când eu tot zic că a fost Vesel Baci, că a fost impresariat artistic și atunci am lucrat și cu aia. Impresariat artistic, pe vremea lui Ceaușescu, probabil că se făcea direct că securistul, ești nebun. Ăla era și impresar. Ăla ținea banii, ăla te înregistra în timp ce făceai, ăla era, adică... Îți înregistra și convorbirile și concertul. Deci... Dar exista meseria de impresar? Exista, a? Pe vremea lui Ceașcă. Impresariat artistic. Ce? Tot timpul a fost. Ia. Așa că... Division of Labor. Merge. Că asta e. Cultura în câmpul muncii. Câmpul muncii cultural. Nu povestea Dan Bidman că pe vremuri erau spectacole de stat care se făceau cu formații de să pornea în turneu, dar aveau matineu și pula mea, trei concerte pe zi. Avea holograf trei concerte pe zi, că avea manager bun pe vremea lui Ceaușescu. Pulă! Ce știi acolo? Băgai la partid. Matineu, a? La matineu, în pula mea. Ce dracu să... Ce să mai... Mi-închipu Iris la matineu, cum era cu... Băgau ei ACDC. Bună dimineața, prieteni! Mai am o poză cu niște mâncare... Hai bă, să terminăm pe mâncare, vreți? Da. Bă, nu e bine să... Asta e povăza de la... Vreți să zic restaurantul? Băi, am scos restaurantul, că adică e cropuită okay. Special, pentru că restaurantul în sine n-are nicio problemă. Dar știi restaurantul, că îl bipuim. Dacă e restaurantul pe care... Tu ce restaurant crezi că e? Trebuie să o bipuim. A nimerit din prima. Da. Bă, frate, hai să o luăm. Bă, dar multă lume îmi zice de restaurantul ăsta că ce bine e. Mie mi se pare ok, mie chiar. Dar chiar e ok restaurantul și nu că e ok, dar pare și genul de chestii de oameni mai finuți așa, adică cine, da frate, hipster finuți așa, știi ce zic? Cine s-a gândit că ar fi o idee bună să pună mâncare gătită cu legume vii, ești nebun, deci acolo, asta e o vânătă. Vânăta aia încă e în pământ. Atât de vie e. Adică cine a făcut această compoziție, frate? Și de ce e apetisant pentru cineva să vezi așa ceva? Nu știu, mie îmi place să mănânc de mor, adică sunt... Bă, lui Tudor îi place să mănânce mai mult decât îmi place mie. Fără cateringă, deci am, 100, am avut 115, am reușit să... Apreciez oameni ăștia. Am reușit să mai slăbesc vreo 5 kg, încerc să țin cât de cât sub control. Bă, dacă îmi văd chestia asta, nu înțeleg, adică care e scopul?
Mă, nu știu, sincer, dacă nu știam restaurantul și intram la ei, pe, să zicem, pe aplicația de comandă, nu știu dacă aș fi comandat. Să sărea, trecea. Cred că treceam peste, cred că treceam peste. Plus că ei fac pui la rotisor, boss, adică, că pare... Nu știu, au trântit dita pui acolo. Da, frate. Pulpe, plus că și kebaburile astea aici, sau ce dracu sunt pe dreapta, n-arată foarte... Copanile alea, mă... Alea de pe partea lui... Alea mi se par, da, de sinistre, banchet medieval. Nu de banchet medieval, boss, de parastas. De ce n-ai segmentul parastas? Exact. Ai partea îndoliată a mesei. Exact. Deci ăla e de 7 ani, îi face de 7 ani lui bunicul Dumnezeu să-l ierte. Dacă vrei, așa, acolo e unde îl comemorez eu, pe bunicul Pâncopan. Deci, exact așa se întâmplă. Pare că le-au aruncat așa, știi? Mi se pare că la prima vedere, cred că dacă ești înfometat, cel puțin, cred că culoarea asta de grătar, așa de nu, de asta din jumate, de friptură, e apetisant. Rubiniu de grătar? Da, te duce undeva, se face poftă. Bine, luat asta diametral opus de segmentul parastas bunicul cu 7 ani. Se ceartă între ei, nu se înțeleg. E parastas, da, în Grecia. Pare o hartă A colesterolului. Distribuția colesterolului. Luate separat, chestiile astea nu sunt nasoale. Nu. Adică ai burgerul ăla cu halumi, care dacă ar fi doar ăla ar fi ok, friptura aia de pe mijloc. Ai niște proteine, legume. Exact. Bă, da. Exact cum spune. Dacă luăm aceste... E ca la cubism aici am. Doar că aici e invers. La cubism, dacă e elementele unei picturi cubiste separat, n-au niciun sens. Cum fac împreună, au o coerență, au un sens. Asta nu are sens. Bine unele cu altele. Aici e fix invers. Este anticubism ăsta, anticubism alimentar. Mm. Ca formă de artă, ce vezi tu aici? Separate au sens. Separate au sens, împreună niciunul. Așa, pentru mă, că... așa. Nu? Da, am înțeles. Dacă nu ziceai cu cubismul, eram pierdut. Dar tu ai comandat de multe ori. O explicație simplă. Tu ai comandat de multe ori, dragi, dacă ai reușit să recunoști din prima restaurantul. Adică ai dat click le știu poza, le știu poza. Dar ai memorie fotografică pentru pozele de pe Glovo? Adică la asta, că da. E impresionant să ții minte poza care e mică. Când comand rar de la ei, dar atunci când mă hotărăsc, bă, vreau să mănânc de la ei, de multe ori n-au delivery available. Și stau acolo vreo 10 minute și tot dau refresh și mă uit doar la, nu, doar știi, la poza asta. Ca să dau un exemplu și mai ridicol. Îți place Nutella, bă, Miric? Da, îmi place Nutella. Și mie îmi place Nutella, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Dar ce fel de om să fii să nu-ți placă Nutella? Asta mă gândeam și eu. Da, pastrama, îți place, Miric? Extraordinară. Extraordinar de mult. Da, împreună. Pișate-ai pe ele împreună. Bă, dacă mănânci una după alta, nu e rău. Cred că da. Dar eu pot să mănânc pastrama. Ești gravidă? Pastrama și după aia Nutella, merge. Nu, împreună, să le mănânci în același. Gen să iei o bucată de pastrama, să o întinzi prin Nutella. Bă, între să nu mănânc sau să mănânc așa, mănânc așa. Deci între, dacă mi s-ar spune Tudorica că poți să mănânci pastramă cu Nutella sau nimic. Păi da, mă, stai, ce, facem simulare în gulag aici? Nu în gulag. Sărace aia. Simulare în Siberia. Cum, în ce condiții trăiau cu pastramă cu Nutella? Da. Eu n-am auzit pe niciun supraviețuitor de ăsta de gulag să zică, băi, și ne chinuia foarte, cum, ne dădea pastramă cu Nutella să-mi bapă. Oule, oribil, tata aia, nu mai zice. Celebra... Ne punea fire de baterie pe coiții și ne dădea pastramă cu Nutella. Celebra tortură cu pastramă și Nutella. Asta e alt titlu care ar trebui să foarte bun. Celebra tortură cu pastramă și Nutella. Da. Trebuie notat și asta. Ia zi, Baboiaș. Da, titlul ăsta al doilea îl putem pune la celălalt episod și după aia lumea cumva să nu știe ce se întâmplă și să-și dea seama din ăsta că e ăla, știi, trebuie să fie așa. Îți facem o pastramă cu Nutella. Bă, deci mi-a ajuns că suntem... Batem cu ambele, cu toate 6 mâini la porțile schizofreniei, mai facem și un căcat de ăsta meta așa să nu mai înțelege nimic. În contextul în care la mine păstorii e plin de filmări cu tine mâncând coaste la Sibiu. Dar eu cred că e într-o roabă oricum, adică background-ul cred că e roabă. Deci să mă că mă gândesc pe ce au pus, știi? Când... Păi exact cum spuneam, că e mâncare de parastasie, roaba lui Dumnezeu. Ta-da, un ensin.